Bine. Bună seara și bine ați revenit cu doar la profanare cu probleme de matematică la geometrie. Nu se poate decât cu drag. Nu există. Nu există altă variantă. Tot timpul venim cu drag aici. Da. Pentru că facem lucruri deosebit de frumoase. Să zicem... Tema pe joacă. Zi problema. Tema. D aparține lui BC. Da. E aparține lui AB. Dar ce, eu nu trebuie nici dacă? Nu zice nimic așa. Ea aparține lui AB. F aparține lui AC. Iar M aparține lui AD. În paralelogram. A zice. A, B, C, D. Da. Dar nu oricum punctele astea. Da. Și D că ori E, B supra E, A. De Adi, am nevoie să-mi spui ce figură este. Nu, atât, nu a dat ce figură. Nu a zis ce e. Deci punctele ce? Sunt patru puncte, nu? Da. Păi avem B, C, A, B, A, B, A, C, întâmplare, la întâmplare, dar aici, vedem. Noi iau un patrulater, cu știți cum spuneam, convex, da? Nu-i trapez, nu nimic. Și zicem A, B, C, D. Deci sunt de patru atenția convexă, A, B, C, D. Și ce se mai dă în ipoteză? D este pe B, C. Se mai dă așa, D, C, ori E, B, pe A. D, C, ori E, B. Pe asta e tot în ipoteză. Tot în ipoteză, am înțeles. E, B, pe A. Pe E, A. Plus. B, D, ori F, C, pe F, A. B, D, ori F, C, pe F, A. Da. Egal cu B, C, ori M, D, supra M, A. Ori M, D, ori M, D, da? Da, ori M, D, supra M, A. Așa. Că se arată în concluzie că E mă aparține pe E, F. Yeah. Cum aparține zic, aparține? Pe? Poate scris greșit. Bun. Da, așa e, el aparține lui E. Aparține lui. Păi da, aparține. Așa. Deci, în concluzie, că eu am să găsesc pe E. Ia, atent, domn profesor, stai. Aaaa. Bine, facem desen. Da, da. Deci, până la urmă, ce luăm? Acum, măi, așa, cum o luat domn profesor. Dacă nu spui nimic și mei patru puncte la întâmplare... Așa luăm. Așa luăm și noi. Și construim. Dă-i pe BC. Dă-l nu la mijloc, ci undeva pe aici. Dă-l pe BC. Eu pe AB. Eu pe AB. F pe AC. AC. Da, F pe AC. F pe aici undeva și M pe AD. M pe AD. Uite că se cer la un moment dat să fie coliniare. M, F, și atunci facem și noi chestia asta. Coliniare? Ca așa mi-ai spus. Nu am zis nimic. Ba da, M aparține lui EF. Când vezi că M aparține lui EF, pe M l-ai vrut pe EF, adică pe dreapta EF, înseamnă că vrei să arătăm că M, E și F sunt coliniare. Da? Reluăm. Deci fie D pe BC. Eu pe AB. F-ul... Cum D? D de două ori, domnul profesor. Aici nu poate să fie D. Unde? D-ul. Păi uite, D-ul este ABCD, D este și pe BC. BCD aparține lui BC, E aparține lui AB, F aparține lui AC, M aparține lui AD. Păi da, da. Și cum D aparține lui BC... Poate undeva într-o prelungire. Să fie triunghi ABC, domn profesor? Eu așa mă gândesc. Să fie triunghi, nu? Da. Fie triunghi ABC, uita să spună. Da, fie triunghi ABC, așa zice. Acum aproape e clar, nu va fi de două ori D. Da, da, ne trimite la chestia asta. Deci, să dăm triunghi ABC. Nu am mai zis, o uit nimica. Da, ne ducem mai acum. Am descoperit. Aibă sens problema, altfel e aiurea.
Aia, acum apar tare logic. Da. Ne luăm o întrângare tare. ABC. A, B, C. Deci fie trângea BC. D pe BC. D este pe BC. Da. Eu pe AB. Eu pe AB. Ia să vedem unde primul pe AB. F pe AC. F pe AC. Și M pe AD. M pe AD. Are loc AD-ul, da. Și M pe AD, așa încât M, F, M se aparține. Uitați așa în loc. M. M pe AD, așa că în final punctele M, F, M și E să fie coliniate. Reluăm problema. Deci să dăm un triunghi. ABC. Eu, D pe BC. Eu este pe AB. F-ul pe AC. M-ul pe AD. Așa încât să aibă loc relația asta. Să avem relația asta. DC ori EB supra EA plus BD ori FC supra EFA egal cu BC ori MD supra MA. Știind care are loc relația asta, să o fructificăm și să ne iasă de aici că punctele sunt coliniare. Nu, no, și atunci mai facem și concluzie. Păi, nu. Atunci, la ajungem la concluzie, dacă vedem vreo relație care să ne ar fi cazul, și cu asta. Ar fi cazul întâi când ne-a zis ceva dacă F e paralel cu CB. Nu, a zis că a zis să mai punem că F nu e paralel cu CB. Păi nu. Păi așa am și luat. Nu, că noi când am făcut problema, am făcut o problemă asemănătoare și a spus că am luat două cazuri. Când F e paralel cu CB și că nu e. Așa, deci să facem și noi primul caz că ne fac și mențiunea că nu e paralelă. Da. Da, și prima variantă și a doua, și cazul 1 și cazul 2. Da, cazul 1 că ne fie e paralel cu CB și cazul 2 că ne fie nu e paralel cu CB. Adică și acum ne-a zis clar, nu e paralel. Atunci ne ducem la varianta în care analizăm când nu sunt paralele. E antiparalelă, adică se intersectează. Da, ar putea să ne ajute teorema lui Menelaus? Păi aici mă gândesc, Menelaus sau ceva? Ce sau ceva, mai mult ceva. Păi nu. Ceva e concurente. Concurența, da. Menelaus e colinearitate, da? Da. E mai degrabă asta. Mai degrabă Menelaus. Dar hai să vedem cum anume încercăm să aplicăm teorema lui Menelaus. Păi avem E pe AB, F pe AC și D pe BC. Da. Și dacă Irina, mă interesează să ne amintim ce spunea teorema lui Menelaus. Asta e și spunea că dacă nu știți reciproca, puteam să folosim aici, spunea că dacă D e pe BC, E pe E, pe AB. Nu așa, nu așa, nu știu. Nu, nu teorema. Să găsesc. Da. Dar mă uit după problema asta și încerc să o spun. Nu. Trebuie să înțelegi conținutul ei cam așa. Dacă e dat un triunghi, Mirula, așa, un triunghi, și o dreaptă pe care o duci, uite așa, care taie în interior cele două și pe asta în exterior. Da. Deci, dată fiind un triunghi mizna, A, B, C, ferește-te să spui vreodată cu chestia, mie e mai, e B, nu știu ce, nu ai spus nimic. Omul acela care vrea să te întrebi, nu înțelegi nimic acolo, nu are niciun figur, nu are niciun iem, nu am niciun... Așa trebuie să înțelegi, conținutul ei. Dat fiind un triunghi ABC și trei puncte, două pe interior, două pe interior și unul pe prelungirea celei de-a treia. Punctele. A, B, C. M, M și P.
Deci date fiind două, se dată un triunghi. Și trei puncte. Trei puncte situate astfel. Două pe interiorul a două laturi și al treilea pe prelungirea celei de-a treia. Punctele M, N, P sunt coliniari, dacă și numai dacă. Are loc o relație. Deci așa trebuie spuse. Învață-o așa, ca să... și o ții minte toată viața o ții. Deci, e vorba de un triunghi și trei puncte, două pe interiorul laturilor și celălalt de-al treilea pe prelungire. Trei puncte, da? Trei puncte, da. Fiind date două... fiind date un triunghi și trei puncte. Situate astfel cele două triunghiere. Trei puncte. Situate astfel. Două din puncte pe interiorul a două laturi. Două din... îți scrii și voi, mă, de ce nu scrii, mă? Lasă-mă. Da. Și cel de-al treilea pe prelungirea, cel de-al treilea punct, pe prelungirea celei de-a treia laturi, atunci punctele M, N și P, cele trei puncte sunt coliniare, cele trei puncte sunt coliniare, dacă și mai dacă. Deci M, N, P, coliniare, dacă și numai dacă are loc relația. Să pleacă de la unul din puncte. Nu, cu M să începe. Cu M. A, M supra M, G. A, M supra M, G. A, M supra M, G. Egală cu B. Ori, ori. Ori C, B supra B, P. Ori C. B. Nu. C, P. P. Deci, ai zis, eu punctul de acolo, zic așa, M, A, supra M, C, sensul ăsta e de locație, da? Da. Deci de M, A, supra M, C, da. Ori. Ori. Ori, cel de-al treilea, cel al punct care intră, P, U, P, C, supra și P, B. Și B. Nu, păi B, U, A, B, C, sunt în vârful triunghiului, fixe. Și P, U intră. Eu despre P, eu spun M, N și P coliniare. P care? Ori P, C. C. P, B, P, C, supra. B, P, B. Da, și ori? Da, ori, am ajuns în B. A, N, B, N, B. B, B. Supra, N, A. Egal cu 1. Deci cum îi dăm, profesor, cu rotația, ca să înțelegi? Uite așa. M, A, P, M, C, am înțeles. Deci M, A, P, M, C, am ajuns în vârful C. Am plecat din A și am ajuns în C. Da. Și respectând sensul de rotație, suntem pe dreapta CB. Așa. Pe dreapta CB iau punctul P, P. Acum. Bun. P, C, unde am ajuns? P, da. C, supra P, B, am P. ajuns în B. Bun. Și acum mă duc pe cel de-al treilea punct, situat pe a treia dreaptă, da. Pe a treia latură, și zic N, B, supra N. Că iar mă duc în punctul din... Da, de unde am ajuns? Uite, am ajuns ultima dată. Am înțeles. N, B, supra N, A, egal cu 1. Egal cu 1, da. Hai să plecăm din alt punct. Din P. P. Zicem. P, B supra P, C. Corect. P, B supra P, C. Și ai ajuns unde, Miruna? Cu C, M. În C, M, da? Supra C, A. Și în sensul de rotație așa e plecat acum, da? Da. De la P, B supra P, C. C, M, cu M, C. M, C supra M, A. Da, am zis corect. C, da? M, supra M, A. Și am ajuns în A. M, C, supra M, A. Ori A, N, supra N, B. Ori N, A, sau A, N, cum spui tu, N, A, eu zic așa, N, A, supra N, N, cât? N, B. N, A. Egal cu 1. Deci nu are importanță cu care punct plecăm. Dacă plecăm cu N. N, B, supra N, A, sau N, A, supra N, B. Cu A, M, supra, da. M, și cu C, B, supra, B. Da. Deci, dacă e plecat așa, N, B, supra, N, A, ori M, A, supra, M, C, ori P, C, supra, P, B, egal cu 1. Așa, bun. Da? Deci, punctele acestea sunt coliniare, dacă și mai rea că se întâmplă chestia asta. Noi ce puncte avem? F, putem să prelungim ca să se întâlnească cu C, B. Deci noi avem, Miruna, punctele F, M și E, coliniare. Despre care vreau să arăt că sunt coliniare. Uh-huh. Pentru că... Dacă prelungim pe P, E, ca să... P, F, E cu C, B. Deci se prelungesc... Să prelungim, să întâlnească cu C, B. Cu C, B.
cu F, B, da? Până tai într-un punct Q. Q. Să zicem fie Q. Și la care triunghi te oprești acum, Miruna? Care triunghi? Și trebuie două să fie pe plato și trecea de-a treia... Q, M, D. Q, M, Q, M, D. Triunghiul Q, M, D? Păi nu trebuie să trebuie să fie un triunghi fix. Cum a fost aici? A, B, C ale triunghiului dat și punctele acelea coliniare care vrei să arăți că sunt coliniare, da? Deci, tu te poți opri la triunghiul Q, E, B. Q, E. Da, da, Q a obținut prin prelungirea astea. Tu ai prelungit E, F. Până tăiat pe BC în punctul Q. Da. Ei, și Q ăsta este punctul care... a apărut ca idee de colinearitate. M-ar duce triunghiul ABC, Miruna, în triunghiul ABC și punctele F pe AB, E pe AC și Q pe BC pe prelungire. Ca să fie situația de aici, Miruna. E pe AC. Deci eu nu este pe AB? Da, da. F, F este pe AC. Da. Și Q care le-ai obținut pe BC. Ca urmare a ideii de colinearitate, Q ăsta este obținut ca și cum ar fi P-ul aici. Mm-hmm. Pe prelungirea laturii, dar triunghiul de ABC. Dar intră în M-ul. Păi dar M-ul intră, mama. Atenție, nu? Nu intră. Nu intră. Dacă o să arătăm că Q, F și E sunt coliniare, sunt ca ai dus tu prelungirea, da? Are loc relația aceea lui Menera, pentru Q, F și E. Și pentru ca să arăți colinearitatea, folosim relația aceea și ca să arătăm colinearitatea și a lui M, înseamnă că mă duc acum la un alt triunghi. Iată, în triunghiul ADB. ADB. În care am pe E situat pe AB. Am pe M pe AD. Și Q pe DB. Și dacă nu? Vreau să arăt colinearitatea asta acum, ca să-l chem pe M, pe M să-l chem pe relația pe dreapta EQ, îl chem pe M de data asta, atunci e rezolvată relația, e rezolvată colinearitatea, că noi am avut colinearitatea E, F și Q, E și F și Q, am avut-o că am dus-o noi, prin două puncte distincte, trece o dreaptă și numai una, ai prelungit până mi-o tăiat în Q, avem relația lui Menelau, ca relație de sine stătătoare. O am și pe asta dată de autor. Uh-huh. Am două relații, visez acum, eu îmi construiesc mecanismul de elaborare a raționamentului. Am cele două relații și ca să arăt că punctele E, M și F sunt coliniare, cum știu că E, F și Q sunt coliniare, că am dus-o eu pe În prelungire. Atunci mă voi duce la triunghiul ADB unde am pe eu pe AB. Pe AB. E în pe AD. E în pe AD. Și Q pe BC. Și Q pe BD, da? Și dacă am din cele două relații folosite anterior, care le-am la mână, și voi arăta că are loc QD sau nu, de, da, QD supra QB ori EB supra EA înmulțit cu MA supra MD, da? Dacă arăt așa asta, atunci punctele sunt coliniare. Adică și M-ul vine pe EF. Și M-ul vine pe EF. Dar nu trebuie să plecăm de la ce ni s-a dat BC ori la ori EB, unul nu folosește asta? Tocmai, folosește procesul. Dar vreau să vă invit lângă mine și să construim raționamentul. Ne apucăm de lucruri. Dar aici e miezul problemei. Acum când ne formăm strategia de lucru. Deci, noi avem o relație. Asta. Ea o să o folosim alături de relația pe care o să avem în dată când scrim pe Menelau pe triunghiul ABC,
cu punctele colineare E, F și Q. E, F și Q. Că da. E și F, prin două puncte distincte, trece o dreaptă. Ai prelungit-o, Miruna, și dacă ai prelungit-o o dreaptă în Q și sunt coliniari, și dacă sunt coliniari conform general, ai șansa să scrii relația. Ce relație? Dacă pleci din Q, Q, C, supra Q, B, B ori E, B, supra E, A, A. Egal ori F, ori F, A, supra F, C. Egal deci am plecat pe curată. Plec de la unul din punctele. Pot să plec și de la Q, și de la F, și de la E. Vreți să plec pentru triunghiul care? ABC. Atenție, trebuie să fie triunghiul fixat. ABC. Și punctele care sunt? E, F și Q. Două pe interiorul laturilor și Q pe exterior. Dacă plecăm din E. E, B, supra E, A. Egal cu A. Ori. Q, A, supra F, C. Ori Q, C, supra Q, D. Egal cu 1, da? Deci, relația asta care am pronunțat-o eu acum, cu relația asta de aici, le cuplăm pe cele două și le folosim cu multă măiestrie, abar n-am cum să le folosim, dar trebuie să le folosim cu multă măiestrie, și din cuplajul celor două relații, trebuie să ne iasă o altă relație care să spună așa, pentru triunghiul ADB cu E, M și F, din alea două trebuie să-mi iasă. Ce se întâmplă? Triunghiul ADB are o calitate. Are pe M pe o latură, eu pe latura cealaltă, iar Q pe latura de B. Și folosindu-l trebuie să-mi iasă, să-mi iasă mie de acolo. E A supra E B. Mă auzi B. Ori Q B supra Q D. Asta trebuie să rezulte. Trebuie să ne rezulte. Cuplând noi relația prima pe care am găsit-o, cu relația asta dată de autor, cele două învârtite acolo, habar n-am cum. Dar stăm până mâine dimineață până ne iese. Dar asta e strategia. Da. Da? Și dacă îmi iese chestia aia, adică ce să-mi iese? E B supra E A. Ori M A supra M D. Ori Q D supra Q B. Și face 1, când le mulțim acolo, lucrăm relațiile acelea. Atunci punctele E, M și Q, și Q sunt coliniare. Că iată, Q-ul ăsta s-a aflat pe E, F, înseamnă că și M se află pe E, F. Pe E, F. Înseamnă că toate cele patru puncte sunt pe aceeași dreaptă. Că prin E și F, nu? Am chemat pe Q, în prima fază noi, și au apărut și M, din care locrează da, da, da. Atunci toate patru puncte sunt pe aceeași dreaptă. Ați înțeles, nu? Nu-i chiar așa de grea. Da. Dar nu, cum este finuță, problema, nu? Cum se scrie Menelau? Menelaus. Laus. Da, da. Poți spui T.M. Da. Menelaus. Okay. Eu mai repet o dată ca să înțelegem bine strategia, că dacă nu înțeleg, nu m-am pus să scrie nimic. Uite, până și eu am înțeles care e. Da, ne apucăm unul, da. Dacă știu obiectivul, Miruna, tu știi, înțelegi bine ce spune. Dacă am obiectivul fixat bine, atunci muncesc pe relațiile acelea cu gândul că ajung acolo. Da? Și știu ce am de făcut. Deci, mai întâi, ideea de a-mi prelungi pe EF până o tăia pe BC în punctul Q. Ideea aceasta o vine din faptul că din ce am spus aici, am două puncte E și F pe interiorul laturilor, cum este aici M și N, și P-ul, de data asta Q, pentru triunghiul ABC. Dar tu le-ai coliniare, că tu ai dus dreapta în prelungire. Și zici aici, sunt coliniare dacă și mai dacă. Fiind coliniare, ai o relație care să o scrim îndată. Pentru punctele Q, F și E. Prin F și E, F e, trece o dreaptă și mai unul. Pe două puncte distincte, trece o dreaptă și mai una. Q este acolo, că ai dus-o tu coliniare, și acum să scrim o relație care să ne permită, o relație a lui Menelau, care spune așa. Lăcuie
Eu pe cine? Pe AB. E A supra E B. Mă lăsând bun. B. Am plecat din A spre B. Acum am făcut pe BC. Alo. Bună seara. Ce mai face telefonul dumneavoastră? Așa. Bine. Că am auzit că... Acum eu sunt într-o lecție de matematică, nu pot discuta decât după ora 10. Dacă se strică asta, nu le repară. Da, deci sunt într-o lecție de matematică, da? La revedere. Nu contează. Spuneam, am pe E, F și Q, o liniare ca șandusul noi pe E, F. În raport cu triunghiul ABC, pot să scriu E, B, supra E, A. Ori F, A, supra F, C, ori Q, C, supra Q, B, face 1. Imaginați cum am scris-o. Acea relație și cu asta, le vom privi cu foarte multă atenție, cu grijă. Din nou, primele două sau... Da? Așa două relații le avem una sub alta, le o scrie repede una sub alta. După care, mă duc la triunghiul A, D, B, ca să-mi ajung la concluzii. În triunghiul ADB avem E pe AB, E pe... prima dată triunghiul AQB? AQB. Păi Q acela nu-i vârf obținut din triunghiul ABC, cum s-a dat inițial. Q acela e ca urmare a prelungirii, a colinearității. Exact. Da? Cum să mă duc eu la triunghiul care îți spui tu aici? AQB. AQB. A, P, C. Ce să fac aici cu triunghiul AB? Că când P este punctul, cel de-al treilea punct din colinearitate. Dar, man, dacă vrei Menelau, asta trebuie să fie. Uite, un triunghi și trei puncte situate astfel. Două din ele pe interiorul laturilor și cel de-al treilea pe prelungirea celei de-a treia latură. Da? Atunci, cele trei puncte sunt coliniare. Sigur, dacă și numai dacă... Dacă are loc relația, sunt coliniare. Dacă sunt coliniare, are loc relația. Tamar, pentru că ai dus coliniare, dacă așa ai obținut punctul Q, acum putem să discutăm din Menelau și de cele... Da, și de relația aceea. Exact. Și acum, vom avea cele două relații una pe sub alta. Am pe A, pe D și pe B, triunghi fix, că D era dat, B era dat, A o dat. Și eu e acum e pe A... B. M-ul e B. Așa. Și Q este... B, D, B. Pentru triunghi. Dar este pe BC, în total, da? Și de unde plecăm? De unde vrem noi? De oriunde din cele trei puncte. Aha. Deci punctele sunt M, E, M și Q. Plecăm din E, să zicem, da? Din E. E, A, P, E, B. E, A, P, E, B. Egal cu B, D, P, B, B, Q. E, A, B, E, egal cu... B, Q, B, D, Q. Q, B. Hai să mergem de punct. Q, B, sub A, Q, D, e zis și tu bine, da? Da. Și este egal cu... Ori, M, D, supra M. Dar asta trebuie să demonstrăm. Egal cu 1. Asta trebuie să... Nu, prima e... Nu e Q, F, supra F, E? Cum? Q, F, supra F, E? Q, F... Nu. Q, F, supra Q, E? F, supra F, E. Dar ce înseamnă Q, F și E mai cele sunt punctele despre care formăm raport cu triunghiul ABC, formăm raport. De ce te duci pe triunghi, Mirona? Discuți pe triunghi. Deci triunghiul fix, triunghiul ABC, triunghiul. Hai să ne întoarcem înapoi. De ce în triunghiul ABC, pe triunghi, duci la puncte? Păi să te văd. Deci triunghiul ABC și punctele celelalte care sunt împrăștiate pe laturile triunghiului în felul următor. Două pe interior și cel de-a treia pe exterior. Nu poate o dreaptă să taie toate laturile unui triunghi pe interior. E prost, imposibil asta. Ce taie pe două în interior și pe a treia în exterior. Orice secantă îi duce-o, îți taie două în interior și una în exterior. Ei bine, să facă o serie de rapoarte acolo, și ele sunt punctele acestea. Că dacă le mai încoace Miruna, nu mai este colmear. Ei, ca să fie luat deștept poziția aceea lui P, sunt colmear, dar și mai dacă are loc relația aceea, produsul acelor rapoarte, se facă unul. În cazul tău, despre Q, ai luat coliniar. Și are loc în raport cu triunghiul ABC
produsul atelor face 1. Produsul rapoartelor celor face 1. Dar acum, pentru a avea colinearitatea M, E, M și Q, care e aceeași dreaptă cu altul din dinainte, trebuie să te duci la triunghiul A, D, B. A, D, B? A, D, B. Ai două puncte pe laturi. Adică pe E și pe M. Și pe Q una ăla și care le-ai dat. Și pe Q, care e un rezultat datorită prelungirii dinainte. Dar acum am dat cu alt triunghi. Și trebuie să arăți că, că vin și punctul M. Trebuie să arăți că în clipa asta, produsul acelora să facă 1. Dacă arătăm că face 1, din cine? Din îmbinarea acestea și o alteia care o scrim de desubt, la triunghiul anterior, folosind cele două relații, dacă reușim să arătăm că face 1, atunci punctul M vine pe dreapta EF și este adevărată corelitate. Deci trebuie să demonstrăm că face 1. Sigur că da! Asta e problema. Nu-i de ajuns că avem două puncte pe triunghi pe laturi și unul în afară și scriem raportul. Nu, păi da, ăla trebuie să ajunge, că e scoliniare dacă și mai dacă. Deci dacă scoliniarea are loc relația și dacă are loc relația scoliniară. Și noi trebuie să muncim pentru noua relație, pentru triunghiul A, D, B. Am înțeles. Eu de ce mă strădui să vă conving că nu e simplă problema. Și dacă nu formez strategia corectă de elaborare a raționamentului, n-am făcut nimic. Da? Eu nu știu dacă reușim să le îmbinăm, dar dacă sunt convins că așa drumul pe aici mă trece, atunci voi munci până când îmi va ieși problema. Că știu sigur că pe aici treci. Asta e raționamentul. Dar în triunghiul ABC putem să scriem NLAU fără să demonstrăm păi pentru că... Păi nu că am scris NLAU pentru că știm noi că am prăbuncit. Am pus noi coliniare și știm noi că sunt coliniare. Da, am scos coliniare și avem încă o relație. Corect. Poate mai punem o relație acolo. În al doilea triunghi acum noi vrem să muncim. Acolo, am înțeles. Muncim la asta și la cealaltă. Corect. Le învârtim acolo, le vedem. Și trebuie să ne dea produsul ceva. Corect. Dar știu ce am de făcut. De aceea vreau să vă spun, da? Bun. Hai să ne apucăm de lucru. Mai există o dată? Să știi cum mai fac după dată. Mă interesează... Sper că o să înțelegi mai bine. Da, mă interesează foarte tare să înțelegeți mecanismul. Deci, iată că la probleme de colinearitate, și am spus-o și data trecută, noi știam, printr-un punct exterior trece o dreaptă și mai una. Unghiuri opuse la vârf, aveam tehnica aceea, unghiuri opuse la vârf. Am mai folosit varianta aceea că diagonal în paragraf se îmbătățesc. Deci am avut multe șmecherii. La alea, cele două, trei care le-am pus noi la punct, s-a adăugat acum o tehnică foarte interesantă al mielălalt. Da, da, da. Dacă ales că produsul celor trei face 1, punctele și scoliniare. Uh-huh. Dacă dintr-o altă informație ai tu că scoliniare, scoliniare, cum avem noi acolo, înseamnă că poți să scrii produsul acela. Da, dacă ai colinearitatea. Și noi avem acum. Prima... Deci să zicem, pentru triunghiul, demonstrația, dar începem. Noi zicem că, noi spunem că B, că intersectează F, E în punctul Q. Ba da. Așa zicem. Deci demonstrație. Fie EF, EF, da? Mm-hmm. Intersectează B, C. B, C, egal, mulțimea formată de punctul Q. Atunci, atunci, E, E, Q, coliniare. Da? Sunt coliniare. Și pentru triunghiul ABC rezultă relația. Scriem teorema lui Menelau? Da, acolo? Da. Se poate rezultă. Pentru el rezultă T, T, teorema lui Menelau, da? Rezultă din faptul că știi că se coliniare. Dar rezultă că AF supra FC. AF, vreau să pleci cu punctul. E fa supra FC. E fa supra FC. E fa. Este bine ce ai spus, da? E fa supra FC. Ai ajuns în punctul C. Da. Egal cu QC. Ori, mai, ori. Ori. Ori QC. Foarte bine. QC. QC supra QB. Supra QB. Ori. Ori.
E B. Foarte bine, E B. E B supra A. Ai văzut? Ai plecat din vârful A și am ajuns jos în colțul egal cu A. Egal cu 1, da? Da. Bun. Avem două relații. Relația de sus și cu relația asta. Să scriem... O scrii de desubt, hai să o scrii de desubt. Da. De ce? Dar să fii sigur așa, dar, pentru că dacă îmi dai ceva... Așa, de așa au zis. De ce ori e B? De ce ori e B supra ea? Nu mai... E acel chestie, mai e B era sub EBA. Cum? Aici, nu scris-o ca și când mai e B era sub EBA. Că e B, e sub. Ce zici, doamne? A, dar le-au mulțit direct. Era e B supra ea și de ce da, în față? Da, da, este același lucru, da. Chestie. Plus? Plus BD ori FC supra FA egal cu BC ori MD supra MA. Ăsta, acum, le avem. Ca și mare s-ar fi fost dat în ipoteză, da? Am găsit. O secundă, adică, nu știu. Să vedem unde trebuie să ajungem. Deci astea două, pe care le vedeți, le folosim, le învârtim, le îmbârligăm acolo cum putea. Și ce trebuie să iasă de aici? Deci ce știu eu că trebuie să iasă este următorul lucru. Deci dacă pentru triunghiul ADB și punctele E, M și Q, E, M și Q. Dacă pentru triunghiul ăsta și pentru punctele E, M și Q, două pe interior și altul pe exterior, va reieși, dacă va reieși, semn de întrebare, dacă putem dovedi relația următoare, plecăm cu E, o zice, da? Vezi cineva? E A. E A. Supra. E B. E B. Ori. QB. QB. Supra. QD. Ori. MD. Supra EMA. Dacă va face 1, dacă noi reușim să o arătăm pe asta, atunci reiese că punctele E, M și Q, E, M și Q, coliniare. Cum aveam noi că E, F și Q coliniare, E, F și Q coliniare, reiese din cele două că toate punctele E, liniuță, M, liniuță, F și Q sunt pe aceeași dreapte. Da? Adică și M, e F, cum ar veni. Da. M, e F, te faci problema. Bun. Dacă acesta, dacă reușim ăsta, avându-le pe astea. Deci din astea două, se rezolvă asta. Stăm cu ochii pe asta și vedem cum anume le putem folosi. Nu văd nimic eu acum, că stau cu spate la relație. Dar știu că am acest lucru de făcut. Din astea două, se reiese asta. Dacă mi-a ieșit așa, gata, problemă. Uitați-vă unde trebuie să ajungeți și uitați-vă ce șanse aveți să le folosiți. E B supra E A, avem în prima relație. E B supra E A, da? Da. Eu aș putea să întorc pasta toată, ca da. Să apară ca acolo. Da? Nu, în a doua, la cele două la care trebuie să ne uităm, domnul profesor. Da. E B supra ea, uitați-vă. E B supra ea. Da. Nu mai vreau să fiți atenți că E B supra ea, am nevoie de ea. Da. Pe FC supra EFA putem să o scriem ca... E B supra ea, o lăsăm. Da. Da. FC... Și mulțit cu QC. QC, am acolo QC, nu? QB. Nu. QB, da. Unde am aici? Ia uitați-vă, la a doua. QB, da, am QB. Deci, eu subliniez din raportul ăsta, din ce am, ce nu am. Și atunci, văd cum o folosesc pe asta ca să-mi iasă treaba. Deci, ea pe EB
O am, nu? Da. Așa. QB-ul avem. Aș vrea să scriu concret, e B pe ea, văd că este acolo. Păi da, dar atunci îl întoarcem și din al doilea. Din cele dă ipoteza. Nu? Pe asta o pot întoarce. Păi asta. Dar aici nu pot întoarce, că e adunare. Și atunci nu lăsăm așa e B supra ea, că acolo așa avem e B supra ea, domn profesor? Atunci întorc pe asta. Hai să întoarcem pe cealaltă. Deci, coliniare, dacă și nu mai dacă. E B supra ea. E B supra ea. E B supra E A. Ori. Ne uităm aici, da? Da. Unde am luat-o? Am luat-o. E B supra E A. Egal. Ori. F A. F A supra F C. Ori. Q C. Nu, F A. Ori, nu ori. Avem F A. Nu trebuia să... Nu avem F A. Nu. Adi, avem așa, e B supra E A, ori M ori. A. Supra M D. Supra M D. Da. Ori M A. Da, ori supra M D. M D. Ori Q D supra Q B. Ori Q D supra Q B. Q D supra Q B. Q B. Egal cu 1. Bun. Deci, o șterg pe asta, ca să mai fugă ochiul. Asta trebuie să o arăt eu, da? Deci e B supra E A, da, avem. Întoarce. E B supra E A, avem care aici? Face produs, da. Face 1. Da. Deci pe E B pe A, ăla. Da. Înmulțit aici cu... M A supra M D. Q D, văd acolo, Q D. Supra Q B. Q B avem. Unde am Q B? Uitați acolo, la mijlocul. Q D. Supra Q B. Supra Q B. Pe... Q, B, ăla. Deci ea las pe ea, pe e, B. Dar e fa. E fa supra F, C, nu l-am, nu? Nu. Putem să... E fa supra F, C, nu l-am deloc. Eu trebuie să fac rost de E fa supra F, C de aici. Îl avem în a doua relație, avem E fa pe... Da? Deci fac rost de E fa supra F, C, care îmi trebuie din pământ, din iarbă verde. Putem să scriem pe E fa supra F, C. Să dispară E fa supra F, C. Vreau să dispară E fa supra FC, pe care îl scot de aici, îl bag aici. Și putem să scriem pe E fa supra FC ca QB supra QC ori EA supra EB? E fa supra FC. Ca fiind QB supra QC ori EA supra EB. Vrei să stricăm pe asta? Da. E fa supra FC egal cu... QB supra QC ori EA supra EB. Păi... Cum știm, dacă zici că e egal, egal cu F, e QB ori e... Da, ți-am zis eu, QB supra QC, QC ori e A supra EB. Ca și mai așa și aceeași viitor. Îl punem acolo. Și punem pe EFA supra FC aici. Uh-huh. Și vedem ce, și prelucrăm relația asta. De acord. Deci e A supra EB, nu umblu că am nevoie de el acolo, da? Uh-huh. Așa. Ne apucăm de lucru. Deci Miruna propune să scoatem EFA supra EFC. Dar aici avem Miruna EFC. Și supra EFC. Hai, după hai să-l faci. Da. Uite, perfect. Deci zicem EFA, Miruna. EFA supra, vorbește, te rog. EFA supra EFC. Egal cu? Egal cu QB supra QC. QB. QB. Sunteți atenți că dacă greșim ceva, ne dăm totul. QB supra QC. QC. Ori? Ori EA supra EB. EA supra EB. De unde? FC supra? FC supra EFA. FC supra EFA. Egal cu QC supra QB. QC supra QB, da. Ori EB QC supra EA. B, ori e B supra ea. E B supra E A. Și acum. Ne ducem în ce zicem. De ce supra? De ce eu știu orga asta. Da, deci nu mai am nicio treabă. De ce ori e B supra ea? Deci de ce ori e B supra E A? Plus BD ori FC supra EFA, pe care uitați, acolo. OC
Nu, Q, C, supra Q, B. Q, C, Q, C, supra Q, B. Supra Q, B. Ori. Ori. E, B. E, B. Supra E. A. A. Egal cu... Egal cu BC, MD, da. Supra E. Deci egal cu BC. Ori, MD. Ori, MD. D, supra E, M, A. Bun. Așa. Acum e B supra să E, vedem. Factor comun, ceva. E supra E, supra E, A, să-ți facem un factor comun, da? Da, uh-huh. Că avem nevoie. Da? Da, 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 da. Deci vine E, B, supra E, A. Pe lângă. Pe lângă D, C. Plus. Plus B, D. Ori Q, C. Supra Q, B. Supra Q, B. Închideți paranteza. Așa. Egal cu B, C, ori M, D. B, C. B, C. B, C. Ori M, D. Supra E, M, A. Supra E, M, A. Îmi trebuia figura că s-ar putea acolo să niște segmente. Facem miliar figura, domnule. Uite, o facem aici, da? Cum era așa, un triunghi. A, B1 a pus aici. Da. Aici B. Da, da. C. C. Da. Am dus pe E, F. Da. Până mi-a tăiat în Q. Da. Și era un D. Da, duceți AD. Aici E o parte, E F aici. Da, și duceți AD. A, D, U. Și acolo e M. Aici e M și D, U aici. Bun. Da. Bine. B, D. Q, C. N-am ce să... Q, C. Q, B. Q, B. S-ar compune din mai multe, da, acolo. Dar e la numitor și nu mă, nu mă încălește. Hai să văd B, D, U. B, B, D. Ori Q, C. O secundă. B, D, Q, C. B, D, îl pot privi ca fiind Q, B. Tot Q, B. Minus Q, D. Minus Q, D, da? Da, da. Așa. Deci, zic, E, A. E, B. E, B. Supra E, A, suntem atenți, da? Pe lângă. Pe lângă D, C. Plus. Plus. Și acum, loc de B, D, a zis că zicem? Q, C, supra Q, B. Q, B, minus Q. Q, C. Mirona, Q, C, supra Q, B, să scriu. Înmulți cu BD, dar în loc de BD am zis că zic, în loc de BD am zis că scriu Q, B, Q, minus Q, B. Așa, Q, B, minus Q, D. Q, D. Așa. Închidem paranteza. Egal cu BC, ori BD, supra MA. Echivalent cu. Dar QCO ăla nu mi-e trebuie, pentru că nu puteam și pe el să scriem altă. QCO? Nu e aici, nu? Nu. Trebuie să scăpăm. Da, să vedem să unde... scriem și pe el. QB minus... QC, îl pot... QB minus QB. Minus BC. QB, dar BC este pe undeva? Este, da? Da. Este. Exact. Deci pe QC îl putem scrie. QCO ăsta nu mi-e trebuie. Chiar. Da. Dar mai întâi... Ar vrea să văd dacă distribui numitorul aici. QD, QD îmi intră? Da, QD da, îmi da, intră. Da, da, deci am nevoie de ea. QB și QD avem nevoie. Da. Echivalent cu. Echivalent cu. E, B, supra, E, A. Pe lângă. Pe lângă. De ce? De ce ăsta ce cu el? De ce? De ce este aici? Iar... Nu. Îl lăsăm pe de ce, s-ar putea să scăpăm de el repede acum. Aha. Minus plus. Q plus Q, C. În loc de Q, C nu scriem iar? Nu. Q, C supra Q, B. Ori Q, B. Ori Q, B. Q, B cu Q, B. Adică desfac paranteza asta. Uh-huh. Minus Q, C. Ori Q, D. Supra Q, B. Q, B. QB cu QB să le aduc aici, egal cu BC, ori MD, da, supra EMA. EMA. Ia să vedem ce am obținut.
Și acum e, e B. Supra e A. Ori. Ori. De ce o? De ce o lăsăm? Lăsăm. Nu, nu ne importă. De ce? Plus. Plus. QC, da? Care este? QC este QD. QD. Nu, QB minus QD. Nu, nu. E bine QD. QD minus QC. Nu. Q, Q, D, ce e așa? Q, C este Q, D minus C, D. Da, așa. Da? Da. Hai să zicem. În loc de Q, C, zice... Q, D minus D, C. D, C. Da. Și atât de ce cu de ce se duce? Da, da, da. Și minus, mai departe... La unde suntem? Unde? Care e relația ultima care am scris-o, domnul? Uite, aici... Acolo unde am simplificat. Am simplificat, da? Da? Și QC l-am scris acum. Da. Și acum minus. Iar avem QC. Minus QC. QC îl mai lasă un pic. Îl mai lăsăm o ușură, da? QC. Ori QD. Ori QD supra o QB. 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 Chid paranteza egal cu BC. Ori MD. Supra EMA. Supra EMA. Să știi de nu, profesor, ca să nu ne amețim. E că știi de supra, da? Da, da. Am scris corect. Bun. Și acum de ce cu de ce se termină? Da. Și apare E, B, supra E, A. Pe lângă. Pe lângă. Q, D. Q, D, că nu-i trebuie. Avem nevoie de Q, da? Da, da, da. Minus. Și acum Q, C, iar. Minus. Q, C, ăsta. Iar îl scriem ca Q, D, minus, D, C. Da, iar apare D, C, locul. Minus Q, D. Da. QD. Eu am nevoie de QD. Da. QD supra QB. Pe lângă QC ăsta. QC, hai să scriem în funcție de BC cu BC. Uitați, apare egal cu BC oriceva. Deci, în loc de QC, pot să zic QB minus BC. Minus BC. Da. QB minus BC. Da? Să măriți, da? Da, da. Pe ce m-am scris? Pe QD, da? Da, da, da. Închideți paranteza. Egal cu BC. BC ori M. Supra M. Supra M. Corect. Bun. Desfacem paranteza. Da. E B. Supra E A. E B. Supra E A. Pe lângă. Lângă Q. O D. Q D. Q D. Minus. Acum. Desfac paranteza aici. Q D. Ori Q B. Supra Q B. Supra QB, exact. Da, plus. Plus acum, da. QD. QD. Ori BC. Ori BC. Supra QB. QB. Da. Egal. Egal cu BC. Ori MD. Supra EMA. Supra EMA. Acum simplificăm acolo QB cu QB. QB cu QB. Da. QD cu QD. Se reduc. Se reduc. Să și obținem așa. E B. E da, B, așa, supra E A. Stai bine, n-ați scris. Ușor, ca să pot. Da. Să nu greșe. Deci E B supra E A. Ori B. Ori B. Ori B de unde? Că acolo s-o redus, s-o redus, plus. Q D ori B C. Q D ori B C. Q D ori B C. Supra Q B. Egal cu B C. Ori M D. Supra E A. Supra EMA. Împărțit prin BC. Da, da, dacă mi-e deranja rău. Și gata, am obținut ce trebuia. Cred că da, nu? Da, da, da. Deci echivalent. Cu E, B. Cu E, B. Supra, supra E, A. Ori. Q, D. Supra Q, B. Supra Q, B. Egal cu. Ori. Ori. Ori EMA. Ori EMA. Inversul. Da. EMA supra EMD. EMD. Egal cu. Asta e de la secret. Și atunci rezultă că punctele sunt coniare. Deci am văzut în da? Deci rezultă că punctele sunt coniare. Am zis, atâta timp când le lucrez, iese foarte fain. Ce vreau să vă spun? Nu degeama, cred că am repetat de 3-4 ori. Da. Ca să ne formăm strategia de lucru. Că dacă nu, mergem și ca și cum ai merge prin întuneric, și te lovești de toate corsurile. Corect, zicem că știi să demonstrezi, că nu pierzi nimic, dar dacă nu știi strategia de unde să pleci... Asta e. Eu ce am spus? Am o relație dată de autor. Nu degeaba.
Aceea este una foarte importantă. Da. Dar mai am o relație pe care am câștigat-o ca urmare a faptului că am dus punctul acela... Colinear, da? Da. Din colinear am mai câștigat, conform numele la un raport cu triunghiul ABC, încă o relație pe care am pus-o aici. Da. Și din astea două, trebuia să-mi iasă asta de aici. Ca să fie punctele colineare. Dar le-am privit, nu, așa v-am spus, le privim și le învârtim până când trebuie treaba. Trebuie da, să treaba. Da, ne-am format. Băi, ce-mi trebuie? Ia pe E, B. Am nevoie. Am lăsat-o, am întors-o, am făcut-o. Deci nu la ea. Ce am nevoie? E, F, A și F, C, trebuie să dispară, nu? Ei, am scos-o pe ea, a fost bună inițiativa, lui Miruna, E, F, A, P, F, C sau F, C, P, F, A, în sfârșit ce am avut noi acolo. Am scos-o funcția asta, l-am băgat pe aici, l-am învârtit, ți-am zis, trebuie să mă întorc înapoi să văd cu segmentele celea ca pe care le elimin și pe care le păstrez. Și tot s-a lucrat acolo și a mers în final. Da. Ceea ce am demonstrat, ceea ce trebuia, foarte bine. Da. E o problemă dificilă. Nu vă mint, e o problemă dificilă, pentru că dacă te apuci și fără să ai strategia fixată, nu le amețești pe acolo. Păi să zic și ei, să vedem dacă au înțeles strategia la PDSM. Am înțeles-o. Da? Ia zi-o. La povestești așa cu cuvintele tale. Nu demonstrația asta, strategia acolo. Cum am... Prima dată am dus F cu Q, s-a întâlnit punctul Q. Și punctele E, F și Q sunt colineare, că am pus-o eu, le-am dus eu. Din asta am avut în corelație. Nu, aceste trei puncte, în raport cu triunghiul, așa vreau să spun, aceste trei puncte, în raport cu triunghiul ABC, datorită lui Menelau, mă facilitează, mă oferă posibilitatea să scriu un produs din segmente, rapoarte, cele că face unul. Și am avut două relații și una la care trebuia să ajungem. Nu. Am avut, în felul ăsta am mai obținut o relație. Da. Și aveam două relații. Da. Ca să fie punctele E, M și Q coliniare, ca să fie coliniare. Am folosit. Că nu știam că sunt coliniare, numai E, F și Q coliniare. Dar acum ca și M să vină pe aceeași dreaptă, conform lui Menelau, eu este pe A, B. Iemu este pe A, deci de aceea mă trimit la triunghiul A, D, B. Fiindcă două puncte sunt pe interior, M, U și E-U, iar cel de-al treilea, Q, se află pe prelungire. Ca dreapta E-F să treacă prin M, sau altfel spus, punctul M să se așeze pe latură, pe E-F, este obligatoriu nevoie să arătăm că punctele sunt care loc relația lui Menelau. Păi, Ionuț, mă, ce să-i facem, mă? S-a schimbat sistemul și trebuie să vă arăt cum nou sistem până repar pe lot. Deci au băgat alt sistem de... Da, alt soft, alt nebunie și nu... Trebuie să vă arăt, e alt sistem de intrat. Trebuie să-i manual, să se selectează dumneavoastră. Trebuie să fac concret așa, pe la mână. Păi, nu mai punctez chestia asta și ne oprim să vedem, să învățăm așa noi. Ceva, că altfel... Vreți să mă să ajută? Da. Hai, fii accentat de acolo. Deci, acum, pentru ca punctul M să fie chemat pe dreapta EF, unde aveam EF și Q, neapărat mă... Sunt obligat să mă duc la triunghiul ADB, pentru că mâi era pe AD. Și trebuie să iau în calcul triunghiul ADB cu dreapta, cu E, M și Q. Ca să fie astea coliniare, îmi trebuie relația asta. Și atunci am rezolvat problema la ce? Din alea două relații, să rezolte relația asta. Și de acum ne-am concentrat și am văzut cum ne-am învârtit pe acolo cât să ne iese. Notați-vă momente importante ale problemei. Momente importante ale problemei. Momente importante ale problemei. 1. Am scris colinearitatea.
punctelor E, F, Q, am scris consiliaritatea punctelor E, F, Q în raport cu ABC, cu triunghiul ABC. Asta a fost primul moment. Și astfel am mai obținut o relație. Și astfel am obținut o relație. Și vă rog să o scriți. Astfel am mai obținut o relație. Care relație am obținut? O scriți. F la supra F, C egal cu Q, C supra Q, B egal cu E, B supra E, ori E, B supra E, A. Nu e egal. Mulțite, mulțite acolo. Face 1. Și astfel am obținut o relație. Doi. Al doilea moment. Pentru a asigura colinearitatea punctelor E, M și Q, pentru a obține colinearitatea punctelor E, M și Q, punctelor E, M și Q, suntem conform reciprocei lui Menelau, conform reciprocei lui Menelau, suntem obligați, obligați la subliniat, suntem obligați să obținem relația E B supra E A relația E B supra E A, ori M A supra M D, ori Q D supra E B supra E A, mulțit cu E M A supra E M D, mulțit cu QD, QD supra QB, egal cu 1, suntem obligați să... Da. Din triunghiul ADB. Deci în triunghiul ADB. Da? Deci relația asta din triunghiul ADB pentru punctele E, M și Q. Da? Și punctul 3, momentul al treilea, cele două relații pe care le avem de bază, le prelucrăm cu ochiul stând tot timpul pe relația la care trebuie să ajungem. Da? Le prelucrăm. Da. Cu ochiul, adică tot timpul vizualizând, tot timpul uitându-ne, tot timpul uitându-ne la relația la care trebuie să ajungem. Asta a fost mezul problemei. Acum scheletul e clar, nu? Cum am gândit, ce am făcut, ce am trăit, cum am văzut, așa. Deci, observație foarte importantă, am pus acum, am adăugat la tehnicile de colinearitate și pe cea a lui Menelau. Da. Deci la tehnicile de colinearitate am adăugat și teorema lui Menelau, care ne asigură colinearitatea de 3 puncte. Foarte importantă. Facem sinteză? Păi, cred că sinteza am scris-o. Nu. Sinteza fiind toată vorbăria mea de la ultima parte, da? Okay. Deci, da? Sinteza, hai să zicem, sinteza orei, sinteza orei echivalent, discuția purtată în final. Discuția portată în final. Asta este sinteza. Oare pentru această problemă frumoasă. La revedere, vă mulțumim că ați rămas pe proful noi și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la și așa să fie. La revedere.